În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Preacucenici părinți, împreună slujitori în Hristos, iubiți credincioși, și Sfânta Evanghelie din duminica aceasta, de la Luca, capitolul 19, ne reține atenția tot în ținutul Ierihonului. Dacă duminica trecută Mântuitorul Hristos a vindecat cu puterea sa dumnezeiască pe orbul Bartimeu care cerșea la margine de drum în intrarea în cetatea Ierihon și i-a redat acestuia atât vederea trupească cât și pe cea sufletească ca să-L cunoască cu adevărat și să-L mărturisească pe Hristos și să-L vadă cu adevărat pe Fiul lui Dumnezeu sau pe Fiul lui David, cum striga El, iată că în această duminică, continuând firul relatărilor, Sfântul Evanghelist Luca ne spune că după ce a săvârșit această tămăduire, Mântuitorul practic a intrat în cetatea Ierihonului, cel mai vechi oraș din lume, și astăzi este situat sub nivelul mării, aproape la 300 de metri sub nivelul mării. A fost prima cetate cucerită de iudei când s-au întors sub Iosua din robia Egiptului și au intrat în Canaan. Intrând Mântuitorul în cetate, multă lume îl împresura. Unii să-i asculte cuvântul ziditor, alții să se tămăduiască de bolile lor. Și iată că Sfânta Evanghelie distinge în mulțimea aceasta de mii de oameni, probabil, care îl urmau pe Mântuitorul, un chip cu totul aparte, un om cu totul aparte. Era vorba de Zaheu, care era mai mare al vameșilor din Ierihon. Era, desigur, o persoană publică, cunoscută, temută și ne spune că dorea mult să-L vadă pe Iisus. Cine este? Dorea să-L întâlnească pe Mântuitorul. Auzise probabil chiar cu puțin înainte că la poarta cetății a tămăduit un orb. Dar în sufletul lui, poate mai de mult, era o dorință puternică să-L vadă pe Iisus. Cu toate că era un om păcătos, desconsiderat, urât și neapreciat de conaționalii săi, în sufletul său are o licărire la un moment dat. Vrea să-L vadă cine este Iisus. Și nimic mai prilejuit decât faptul că Mântuitorul tocmai trecea prin cetate. S-a gândit să meargă, să-L cunoască, să-L vadă, să-și facă loc prin mulțime. Dar nu reușește, iubiți credincioși. Nu l-a ajutat nici fizicul, că menționează Sfântul Evanghelist că era și mic de statură. Nu putea răzbi pe mulțime. A încercat el probabil, dar a văzut că nu reușește să ajungă în fața Mântuitorului, care era desigur înconjurat de sfinții săi ucenici și apostoli și de mulțime multă de oameni. Cine era acest Zaheu? Să spunem mai întâi. Deci Sfânta Evanghelie ne spune că era un om bogat. A doua referință este că era mai mare al vameșilor din Ierihon. Desigur că avea superiori și desigur că avea și mulți subordonați, ca să fie mai mare al vameșilor. Era o persoană publică, dar blamată, disprețuită de concetățenii săi. De ce, iubiți credincioși? Pentru că prin profesia pe care o avea, el, ca și ceilalți vameși, adunau taxele și impozitele de la populație. Iar în acea vreme, stăpânirea romană era în Palestina și erau apropiați stăpânirii romane și colectau taxe și impozite, le predau stăpânirii romane de atunci și, desigur, ca orice vameși, își țineau și ei partea lor. Erau nedrepți, corupți și lacomi. Multe averi adunase și Zacheu, prin lăcomie și nedreptate. Nedreptățim pe mulți concetățeni de-ai săi.
Lua probabil mai mult decât cerea legea. Dădea și romanilor, își ținea și pentru el. Și așa își strânsese o avere din nedreptate. S-au întâmplat în acele timpuri și se mai întâmplă și astăzi aceleași lucruri. Câte hoții, nedreptăți și oameni corupți sunt și astăzi peste tot. Dar iată că în sufletul lui Zacheu exista această conștiință a păcătoșenii, care puțini o aveau și atunci și astăzi. El se știa un om păcătos. A încercat să intre prin mulțime, n-a reușit. Putea să renunțe, iubiți credincioși. Poate unii dintre noi am fi renunțat. Nu pot să ajung, las că mai este poate și alt prilej. Dar vedem că Zacheu nu amână. El dorește ca astăzi, atunci, astăzi, acum, să-L vadă pe Hristos. Și găsește o soluție, intuiește drumul pe care va merge Mântuitorul în cetate și aleargă înainte, depășind mulțimea, caută o soluție și o găsește. Se urcă într-un sicomor, un fel de dud românesc. Că în unele traduceri așa pare că s-a urcat într-un dud. Dar acolo, în zona Ierihonului și în Țara Sfântă, sunt foarte mulți sicomori care se aseamănă cu duzii de pe la noi. Se urcă în acest sicomor și, crezând că Mântuitorul va trece pe acolo și așa se va întâmpla, îl va putea vedea și eventual chiar să schimbe câteva cuvinte cu el. Poate îl mulțumea doar să-l vadă. Poate dorea chiar să vorbească cu el. Aceasta era taina sufletului său. Era o luminiță acolo care licărea. Dorea să-l vadă pe Iisus cine este. Auzise desigur despre el. Și acum era un prilej să-l vadă cel puțin față către față. S-a ridicat în acel sicomor, s-a urcat. Desigur, este și aspectul fizic, că el era mic de statură și urcându-se depășea mulțimile și putea să-l vadă. Dar aici avem un tâlc mai adânc. De ce a fost nevoie să se urce? El era ținut foarte mult și legat de pământ și de cele pământești. Când ești legat de cele pământești mai mult decât trebuie, nu-l poți vedea pe Hristos. Robia și lăcomia, că așa era el, era lacom, nedrept și corupt. Acestea îl țineau legat de lucrurile de pe pământ. Nu-i dădeau voie să-L vadă pe Hristos. Trebuia într-un fel să se detașeze de cele pământești. De aceea se și ridică. Se urcă pe câteva crengi acolo în acel sicomor ca să-L poată vedea mai bine. Și-L va vedea mai bine pe Hristos. Și iată, iubiți credincioși, că ajunge convoiul și Zacheu nici nu spera la ceea ce va urma să se întâmple. Se știa un om corupt și păcătos, nedrept, desconsiderat de concetățenii săi, că oamenii nu-i prea iubeau pe vameși, mai ales că erau și apropiați stăpânitorilor romani. Nici nu îndrăznea măcar să creadă că poate se va întâmpla ceva și Mântuitorul Hristos va vorbi cu el. Nu îndrăznea acest lucru. Dorea doar de undeva să-l vadă. Dar iată că cel care știe inima și sufletele noastre și ne citește, i-a citit, mergând pe drum, sufletul și viața lui Zacheu. Mântuitorul Hristos era mulți oameni. Dar iată că la un moment dat se oprește, apropiindu-se de acest pom. Nu s-a aștepta Zacheu la așa ceva. Se oprește Mântuitorul, se uită și îl vede pe Zacheu. Și spune, îl cheamă pe nume. Erau mulți oameni, doar pe el singurul l-a chemat pe nume. Erau mii de oameni, mulți cu multe suferințe și necazuri. Pe unul singur îl cheamă pe Zacheu. Cei doi nu s-au întâlnit altă dată să-l cunoască pe nume. Îi spune, Zacheie, iată cel care ne știe. Inima, sufletul și viața noastră întreagă, așa cum este,
nu așa cum părem noi să o arătăm că ar fi. Îi spune: Zacheu, coboară! Zacheu credea că îi spune să coboare să-l vadă. Dar Mântuitorul nu se oprește la aceste două cuvinte. Erau poate suficiente pentru Zacheu, pentru căutarea și dorința lui să-l vadă cine este Iisus. Putea coborâ din sicomor, se întâlnea cu Mântuitorul și schimba Mântuitorul câteva cuvinte cu el. Poate îl mulțumeau și acestea. El nu speră la altceva. Dar Mântuitorul nu spune numai atâta: Zacheu, coboară, ci adaugă: Zacheu, coboară, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta, să vin la tine acasă, în casa ta și a sufletului tău, care trebuie mântuit și izbăvit dintr-o robie în care trăiești, din păcatele pe care le-ai făcut și din robia în care te ține lăcomia de avere și nedreptatea. Ai nedreptățit pe mulți, ai adunat multă avere în timp necinstit, nu ești iubit de popor, ești un corupt, dar sufletul trebuie mântuit, pentru că vrei să mă cunoști, vreau să te câștig de partea mea. E o tâlcuire aici, lăuntrică. Zacheu nu se gândește la așa ceva. Cuvintele Mântuitorului parcă îl dezorientează. Cum îmi spune să cobor și să vină la mine acasă, să merg cu el pe stradă și pe urmă să intre în casa mea? Neașteptat cuvântul acesta din partea Mântuitorului. Și Zacheu ascultă, coboară și merge cu Hristos la casa lui și intră în casa lui. Coboară de grabă, căci astăzi, Mântuitorul accentuează acest azi, așa cum Zacheu vroia ca astăzi să-l întâlnească pe Hristos și Mântuitorul Hristos îl caută și vrea să-l găsească nu mâine sau poimâine, ci tot astăzi și pe Zacheu. Vedeți, se întâlnește Domnul cu omul în acest azi al mântuirii. Foarte important acest aspect. Și Zacheu, cu bucurie mare, s-a coborât. Probabil nici n-a mai știut pe unde calcă și s-a dat repede jos din sicomor și cu multă bucurie. Nu spera acest lucru. El, cel corupt, păcătos, nedrept, ca Mântuitorul Hristos să se autoinvite. El nici n-a îndrăznit măcar să spună: intră, Doamne, în casa mea. Sau: Doamne, nu sunt vrednic să vii la mine. Mântuitorul se autoinvită în mod direct. El nu mai avea de ales de data aceasta. Astăzi trebuie să rămân în casa ta. Iată, Dumnezeu se autoinvită. Vrea să intre în casa și în sufletul și în casa sufletului fiecăruia dintre noi. Noi trebuie să-i deschidem. Cum? Zacheu avea această deschidere, că dorea să-l vadă cine este Iisus, să-l cunoască. Avea această lumină, chiar dacă slăbuță, în sufletul și în ființa sa, care va deveni puțin mai târziu și o să vedeți flacără puternică și sub lumina Harului lui Hristos se va schimba. Va deveni un alt Zacheu, aproape necunoscut față de cel pe care l-am cunoscut până acum, un om corupt, nedrept și așa mai departe. Și iată că Mântuitorul ajunge cu ucenicii și cu Zacheu la casa acestuia și l-a primit cu bucurie. A coborât de grabă din sicomor, menționează evanghelistul aceste lucruri. N-a mai zăbovit Zacheu: păi, Doamne, nu pot astăzi, lasă că vii mâine. Cum mai întârziem noi să-L primim pe Dumnezeu? Atunci trebuia un suflet mântuit, acest astăzi s-a petrecut. Și a venit cu bucurie și l-a primit și a fost gazda lui Iisus. L-a primit pe Domnul în casa sa, în familia sa, dar și în casa ființei sale și a sufletului său. Cu bucurie, spune evanghelistul. Alții cârteau de pe margine, în special cărturarii și farisei: uite ce face Iisus, a intrat și mănâncă și găzduiește la un om păcătos. Nu erau și alții, poate mai drepți, în cetatea Ierihon? Putea să intre la ei. N-a intrat, a intrat la acest vameș pe care noi îl știm cine este și cum este. Totuși a intrat în casa lui. Se poate oare acest lucru? Comentau și murmurau alții. Dar Mântuitorul știa de ce a venit, pentru că acest suflet trebuia dezrobit, mântuit și îndreptat.
Și în timp ce erau acolo la masă, Mântuitorul probabil schimbau câteva cuvinte, dar Mântuitorul se poartă ca un părinte duhovnicesc, ca un doctor iscusit. Nu îi reproșează lui Zacheu nimic. Putea să-i spună: măi, Zacheu, până acum ai fost un om, vai de tine, corupt, nedrept, ai prigonit pe alții, ești lacom, ai adunat averi mai mult decât îți trebuie. De ce ai făcut acest lucru? Niciun reproș, niciun comentariu negativ la adresa lui Zacheu din partea Mântuitorului. Mântuitorul nu îi spune nimic. Absolut nimic. Nici Zacheu nu se îndreptățește în fața Mântuitorului. Dar are loc un dialog interior. Sufletele lor comunică. Mântuitorul, cu harul și puterea sa dumnezeiască, îi schimbă acum viața. Iar Zacheu, cu sufletul său, se deschide iubirii, bunătății și harului lui Hristos. Ei nu vorbesc nimic despre viața lui Zacheu de până atunci. Dar Zacheu își dă seama înăuntrul său: eu, nevrednicul, am devenit astăzi, nu mâine sau poi mâine, ci acum, gazda lui Hristos, lui Dumnezeu. Stă Dumnezeu în casă la mine, cu mine la masă, și eu mai pot fi cum am fost mai înainte? Un nedrept, un corupt și un om urât de popor, ci trebuie să mă schimb. Va fi fost un dialog lăuntric în adâncul ființei sale. Și dintr-o dată Zacheu, stând, adică a socotit adânc, și se ridică la masă și spune Mântuitorului un cuvânt care rămâne peste veacuri valabil și pentru noi, cei de astăzi. Zice: Doamne, jumătate din averea mea o dau săracilor. Mare lucru. Mulți ne rezumăm doar să dăm câte ceva. Un leu, doi, o pâine. Puțini sunt cei care pot spune acest lucru. L-a spus Zacheu și l-au mai spus și alți bogați care s-au mântuit. Alții n-au putut face acest pas. Au plecat de lângă Mântuitorul. Vă amintiți de tânărul bogat care avea multe bogății și când Mântuitorul i-a spus: du-te, vinde-ți câte ai și vino și urmează mie, s-a întristat și a plecat de lângă Mântuitorul. Zacheu nu face așa, pentru că l-are oaspete pe Hristos în casa sa. Doamne, jumătate din averea mea o dau la săraci. Adică sunt conștient că ceea ce am strâns, am strâns în mod nedrept și ilegal. Sunt un corupt, vreau să mă îndrept. Sufletul meu trebuie astăzi salvat, dezrobit, mântuit și îndreptat. Doamne, jumătate din averea mea o dau săracilor, și nu se oprește aici. Noi poate ne-am fi oprit aici, ținem jumătate și pentru noi. Și spune: și dacă am nedreptățit pe cineva, e conștient că am nedreptățit pe mulți oameni, de la care probabil a luat taxe și impozite mai mari decât prevedea legea și a adunat venituri pe căi necinstite. Dar dacă am nedreptățit pe cineva, nu-i dau doar înapoi cu cât l-am nedreptățit. Foarte interesant acest aspect. Spune: întorc împătrit. Aici, iubiți credincioși, nu mi operează legea dreptății. Atât ai înșelat, atât dai înapoi. Recuperarea pagubei pierdute, cum se zice astăzi. Sau a prejudiciului făcut. Nu e așa. Aici Zacheu împarte după legea dărniciei și a bunătății. Jumătate din avere o dă la săraci și dacă a nedreptățit pe cineva, întoarce împătrit de 4 ori. Poate nici Mântuitorul nu s-a așteptat la o așa convertire totală a lui Zacheu. La acea clipă de deslegare, de descătușare pe care o trăiește viața lui Zacheu în fața Mântuitorului Hristos. Și atunci Mântuitorul dă o replică, îi spune un cuvânt. Trebuia Mântuitorul să spună ceva la acest cuvânt de multă bunătate din partea lui Zacheu, la această schimbare profundă a vieții sale. Îi spune: astăzi, nu mâine sau poi mâine, așa cum astăzi trebuie să rămân în casa ta, așa cum astăzi Zacheu dorea să-l vadă, zice, astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, adică sufletului și casei lui Zacheu. Deci din Zacheu, îndreptarea se duce la întreaga sa familie, la toată casa lui. Casa ființei sale și a sufletului său au fost dezrobite, mântuite și îndreptate.
spune Mântuitorul Hristos, spune Dumnezeu aceste cuvinte. Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia. Acest Zaheu, corub, nedrept, lacom, este un Zaheu al bunătății, al dărniciei. El, cel nedrept, este astăzi îndreptat și mântuit. Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia și adaugă Mântuitorul că și acesta, Zaheu, este fiul lui Avram. Fiul lui Avram aici se înțelege sub două aspecte. Era fiul al poporului iudeu, era și el iudeu, ca urmaș al lui Avram, făcea parte din poporul iudeu, dar în momentele acestea de convertire totală devine încă o dată fiul al lui Avram prin credință, cum spune Sfântul Apostol Pavel despre creștini, că trebuie să devenim și noi fii al lui Avram prin credință, căci a crezut Avram și i s-a socotit credința ca dreptate. A crezut în cuvântul lui Dumnezeu și Avram a devenit un drept. Este rădăcina sau strămoșul principal al poporului iudeu. Și a celor mântuiți prin credința în Hristos. Iată cum ca fiul al lui Avram s-a mântuit, dar și ca fiul devenit prin credință. Pentru că el va deveni un apropiat al Mântuitorului Hristos. Ce mai spune Mântuitorul ceva? Vedeți cât de mult a fost mișcat Mântuitorul de chipul lui Zaheu. Nu s-a rezumat doar la două cuvinte, da, credința ta te-a mântuit, du-te în pace. Nu. Vedeți câte cuvinte frumoase și adânci spune Mântuitorul Hristos. Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, pentru că și acesta este fiul lui Avram. Și adaugă Mântuitorul în încheierea Sfintei Evangheliei, căci a venit fiul omului, spune rostul venirii sale în lume, rostul mântuirii pe care o aduce el ca fiul al lui Dumnezeu, căci a venit fiul omului să caute și să mântuiască pe cel pierdut. Era pierdut Zacheu, sufletul lui era înrobit, se pierdea dacă nu îl întâlnea pe Mântuitorul Hristos. Iată că el s-a aflat, așa cum se va afla în duminicile următoare când ni se va relata pilda fiului risipitor, când va zice tatăl când s-a întors acasă, fiul acesta al meu, mort era și a înviat, pierdut a fost și s-a aflat. S-a aflat Zacheu, pentru că Mântuitorul a venit ca fiul al omului să caute și să mântuiască pe cel pierdut. Iubiți că din ce Zacheu de atunci s-a schimbat viața radicală. Un alt Zacheu se naște sub lumina Harului lui Hristos. Un Zacheu bun, un Zacheu darnic, un Zacheu îndreptat, apropiat de Mântuitorul și de ucenicii săi. O veche tradiție bisericească ne spune, care tradiția aceasta este menționată într-o omilie din scrierile pseudo-clementine și în Constituțiile Apostolice, se spune că Zacheu a devenit apropiat al ucenicilor și al Mântuitorului Hristos, chiar și al Sfântului Apostol Petru, care mai târziu, după ce a fost botezat, după cinzecime, l-a așezat episcop în Cezarea Palestinei. Iată Zacheu devenind episcop în primele comunități apostolice întemeiate de Sfinții Apostoli în Țara Sfântă și de atunci înmulțite tot prin jertfa misiunilor până la marginile Pământului. A devenit, deci, dintr-un vameș corupt și înrobit, un apostol drept, un apostol misionar, un om bun, plin de dărnicie, slujind lui Hristos și bisericii sale. Iubiți credincioși, întâlnirea aceasta dintre Zacheu și Mântuitorul Hristos ne spune și nouă că să-L căutăm pe Dumnezeu așa cum L-a căutat Zacheu. Să avem și noi în sufletul nostru acea licărire ca să ne întâlnim cu Dumnezeu, să dorim să ne întâlnim cu Hristos. Și El dorește să se întâlnească cu noi. Și ne primește ca un părinte iubitor în brațele sale părintești. Cum ne întâlnim cu Hristos și unde? Ne întâlnim în biserica sa. El, așa cum a intrat și a stat cu Zacheu la masă, ne invită și pe noi la masa euharistică, să cineze cu noi, să stea cu noi la masă, și noi să ne săturăm de El, să-L primim ca trup și sânge în viața sufletelor noastre. Și acolo unde este păcat,
va răsări virtutea acolo unde este nedreptate în viața noastră, vom fi îndreptați. Acolo unde este înstrăinare de Dumnezeu, va deveni apropiere și lumină, pentru că Harul lui Hristos ne cheamă, Harul Mântuitorului Hristos ne mântuiește. Ajunge ca noi să-L dorim, să ne deschidem Lui, așa cum L-a dorit Zaheu și așa cum El a devenit gazdă a lui Dumnezeu. Iubiți credincioși, închei cuvântul meu, fiți gazde a lui Hristos, a lui Dumnezeu, măcar câteodată în viață și viața noastră se va schimba. Amin.